Am fost amândouă la Zidul Plângerii la Ierusalim și m-a impresionat foarte mult faptul că atunci când urcam scările înspre zid, pe Bianca a bufnit-o plânsul. Din punctul meu de vedere, ca prietena ei, consider că Bianca știe că mă poate avea oricând lângă ea. Țin foarte mult la ea. O iubesc! Da. Nu se urcă niciun fel de scări înspre se zid. Se coboară. Se coboară și se mai coboară bine, încă o dată. Bine, dar mai sunt niște scări. Se urcă atunci când pleci. Întorci, poate nu da. Acolo. La... Păi nu, la da. Zidul Plângerii. La Zidul Plângerii cobori. Poate că s-a întors. Când probabil s-a întors. Că s-a întors. Da. Bun, și o altă prietenă a Biancăi pentru site tabloid spune așa, din cauza stresului la care a fost supusă în ultima vreme și a faptului că nu a mâncat, Bianca a fost apatică și nu a putut să fie activă ca de obicei, ba mai mult într-una dintre seri nu a putut coborâ la masă pentru că i-a căzut tensiunea, avea stări de vomă și grețuri, abia și-a revenit. Să se interneze, domne. Dacă nu, să nu mai ai evenimente. Uite, toți cei care organizează șovor, nu mai luați acum că e foarte bolnavă. Bine, dar poate a sperat lăsați-o că poate la medic, dar uite, nu se face bine, vă leșină, vă cade în derizoriu marca pe care vreți să o promovați, mai face lumea și mișto sau de dumneavoastră la promovează... televizor. Nu mai luați o perioadă, să facă mai bine. Mult. Când se face bine, luați-o dacă o să mai fie interesant. Îmi place mult și de Vica, are un stil așa de a se lipi. Dar parcă nu mai ba era cu, cu Ana Maria Prodan, Vica... ba e cu Bianca, ea e peste Vica, tot. Vica, eu i-am zis și ei mereu, Vica e o tipă, e diferită mult de Bianca. Vica e o femeie foarte deșteaptă, e o femeie cu tact și știe exact ce vrea în viață. Păi eu ultima dată când am vorbit cu Vica, parcă spunea, eu așa mai amintesc, că nu sunt prietene, că ea n-a fost la nuntă. Și că ele erau certate, ea nu? Ea crede dacă într-o minciună asta cu... Dacă nu crede, nu, da. Adică nu înțeleg, într-o dată sunt și Bianca a fost la un moment dat supărată pe Vica, că a făcut Vica nu știu ce fel de declarații la adresa ei. Deci... Păi eu îi trimitea mesaje tot timpul prin emisiuni și eu când m-am aflat în câteva emisiuni cu Vica, primea mesaje de la Bianca în continuu și putea să spună și ea ce dorește Bianca să se știe sau să se afle, sau ce variantă. Probabil că de atunci au devenit prietene. Întotdeauna Bianca, atunci când are o trompetă, are nevoie de trompete, da, și trompetele astea toate sunt bune prietene cu ea cât are nevoie de ele. Trompetă la propriu. Știu că ele au și un numitor, un prieten comun pe Adi Criste, adică... Cine? Ele două, adică poate au mai multe lucruri de vorbit și de împărtășit. Da. Cum adică? Nu ce, mă refer la vreun menaj ăla, atroa, nu, sau deci ce? Nu, niciun fel. Nu să înțeleg. Să da, nu. Ce? Nu. La modul că au un prieten comun pe Adi Bianca Criste. Parcă îl renega pe Adrian Criste. Acum... Eu știu, lumea unii zic că îl renegă, alții spun că nu îl renegă. E din prea multă iubire. Niciodată nu. Nu cred că... Adică nu știu, ce vorbește lumea? Că noi spunem și noi ce vorbește lumea, nu? Noi spunem ce vorbește lumea, ce ne convine, ce nu ne convine și dar ce ar fi bine să se întâmple. Dar și din experiența unor oameni care lucrează de foarte multă vreme în presa asta și cunosc personajele, apropo de leșinul Biancăi. Ea a leșinat în momente cheie din viața ei, da. Ca să ne amintim. Păi numai atunci se leșină în general, adică n-ai cum să leșini de pildă când n-ai vreo cameră cu tine. Mi se pare, știți, nu e de bon ton. Adică, mai veridic, totuși. Mi se pare leșinul... personajul interpretat de Draga Olteanu Matei în Coana Chirița, că leșina și știi? Că venea guliță și nu știu ce și te dea cu sările. Leșina mai pe bune decât, decât Bianca. Și eu n-am leșinat niciodată, nu. Dar nici eu n-am leșinat. Dar vrei să leșin acum? Până la urmă, că ești dacă leșin acum, dar nu, eu asta zic, să nu-mi chemați murți, să nu-mi chemați, că, bă, repet, sunt oameni. Bă, dacă vreau să leșin acum și eu și lui bine, și îngrijește tu, cred că leșinăm extraordinar de bine. Să nu da. Vadă nimeni că nu știi ce vreau să zic, că e adevărat. Dar ea, nu crede că se eu face de eu am avut râs, o cădere de calci odată. La o și emisiune. Într-adevăr, mi-am pus pe... Da, nu leșin, dar te moleșești. Dar așa să ca din picioasa așa. Ce? Păi, am mai văzut și cum leșină aia... unele și pe catwalk, pe la fashion TV. Hai de aici, că a fost invitat. Da, nu hai să vedem eu văd multe că tot leșină în momente cheie. Podăreasca e alta.